în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama lui și a plecat în Egipt. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 2, versetul 14. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Profesor, Preacuvioși Preacucernici Părinți și iubiți frați și surori. Dăm slavă lui Dumnezeu că la câteva zile după hramul bisericii acestea frumoase, suntem împreună cu frățiile voastre. Suntem la liturghie în ultima zi a anului. Iar cuvântul pe care vi-l punem la suflet, îl intitulăm așa, Hristos emigrant. De aceea v-am și citit versetul acesta din Evanghelia de astăzi. Sculându-se, a luat noaptea, pruncul și pe mama lui și-a plecat în Egipt. Întreaga Evanghelie nu e lungă, dar tocmai acest lucru îl subliniază. Că Domnul Iisus Hristos, de la începutul misiunii sale, a fost migrant. Evanghelia ne spune că s-au dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul. Din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de mași, s-a mâniat foarte și trimițând, a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de la 2 ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la mași. Domnul Hristos, cu familia sfântă, au plecat în Egipt și au rămas acolo până la moartea lui Irod. Acum, știți, frățiile voastre, că pe lângă Evangheliile canonice, cele 4 Evanghelii canonice, Matei, Marcu, Luca și Ioan, s-a scris multă literatură, așa numită apocrifă, căreia nu îi se poate da girul de absolută acuratețe referitor la viața Domnului Hristos. Dar de citit unele lecturi din această literatură apocrifă sunt bune. Și iată ce zice referitor la faptul că Domnul Iisus Hristos a emigrat împreună cu bătrânul Iosif și cu preasfânta lui Maică, iată ce zice în acest sens Evanghelia așa numitului Pseudo-Matei. Vă citesc câteva fraze. Văzând de regele Irod că magii și-au bătut joc de el, i s-a prins inima de mânie și a trimis oameni pe toate drumurile să-i prindă și să-i ucidă pe copiii de 2 ani și mai în jos. A trimis din nou la Betleem și a omorât pe toți pruncii de la 2 ani în jos, socotind timpul pe care îl aflase de la mași. Cu o zi înainte acestei crude întâmplări,
Iosif a fost sfătuit de îngerul Domnului, ia-o pe Maria și pe prunc și mergi pe drumul deșertului până în Egipt. Și Iosif a mers după cum îl povățuise îngerul. Ajunseră lângă o peșteră și voiau să se odihnească. Maria coborâ din șa și îl ținu pe Iisus pe genunchi. Iosif luase cu el 3 slujitori, iar Maria o slujnică. Și iată că dintr-o dată, din peșteră, ieși o mulțime de balauri, cum îi văzuse slujitorii în tâlpure să țipă. Atunci Iisus a coborât de pe genunchii mamei sale și stătu drept înaintea balaurilor. Îndată aceștia îi se închinară și se plecară până la pământ. Astfel s-au împlinit cuvintele prorocului David: lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate atâncurile. Copilașul Iisus mergea înaintea balaurilor și le poruncea să nu facă rău nimănui. Dar Maria și Iosif se temeau. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți și nu vă gândiți că sunt un copilaș. Eu din totdeauna am fost și sunt un bărbat desăvârșit și toate fiarele pădurii trebuie să facă bine înaintea mea. Am zis că e citat din pseudo-evanghelia lui Matei și nu-i text de scriptură absolut revelată de Dumnezeu, dar e bun de citit. Și apoi, Domnul Hristos, cu bătrânul Iosif și cu mama sa, au emigrat acolo, în țara Egiptului. Acum, de ce am intitulat eu predica mea Hristos emigrant? Pentru că o puteam intitula și altfel. Gândindu-mă la tragedia ce are loc în țara noastră. Unora nu li se va părea tragedie, dar când 8 milioane de români tineri au plecat la muncă în străinătate, din condiții obiective, pentru că aveau nevoie de pâine așa de toate zilele, dar 8.000 de oameni tineri plecând se cătuiesc de vlagă țara. Și în discuțiile pe care le avem cu toții atunci când îi întâlnim, rar găsim români care au emigrat și sunt bucuroși și fericiți. Eu îmi aduc mereu aminte de relatarea făcută de un preot care avea 4 copilași de lângă Teiuș, a plecat în Statele Unite. Și mi-a spus, mi-a povestit cu lacrimi în ochi, în altfel sfințite: când eu sunt acasă cu preoteasa, copiii vorbesc perfect românește. Dar când eu și cu preoteasa nu suntem acasă, copiii unul cu altul vorbesc în engleză. Deci aceasta mă doare, că și-au pierdut conștiința apartenenței la neamul românesc. Vezi, zice că pentru mântuire nu e absolut necesar să fii român, e adevărat. Dar totuși te doare sufletul când așa de mulți români au mers în Spania, în Italia, în Anglia, unde n-au mai mers 8 milioane de români. Și starea lor sufletească o compar cu starea sufletească a Domnului Iisus Hristos, care tot din motive obiective a fost nevoit atunci de când s-a născut să emigreze, să meargă în Egipt. Acum,
referitor la faptul că ne putem mântui și în altă parte, se pot spune multe lucruri. Dar cred că totuși, din punct de vedere sufletesc, românii noștri plecați suferă. Pentru că legătura cu țara e de mare importanță și noi am dori ca măcar parte dintre ei să se întoarcă înapoi. Cei care au copilași care încep acolo școala, copii care vor vorbi mai bine și în engleză, și în spaniolă, și în italiană decât românește, copiii aceștia nu știu dacă se vor mai întoarce odată în România. Acum am zis că cei mai importanți români au subliniat faptul că atașamentul nostru față de țară e foarte important. Și românul prin excelență este Mihai Eminescu. El a scris o poezie pe care mulți dintre dumneavoastră o știți pe din afară, care subliniază atașamentul pe care îl avem sau care ar trebui să-l avem cu această țară, chiar dacă lucrurile nu merg întotdeauna așa cum am dorit și poate ne lipsesc unele sau altele, dar aici ne-a chemat la viață Dumnezeu pe noi. Și poezia lui Eminescu, am zis că o știți. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? O strofă. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Țara mea de glorie, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie la trecutul mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spumege pocalul, dacă fiți mândri, astea le nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ce-o doresc. Am zis că ne putem mântui și pe alte plaiuri, dar legătura aceasta spirituală cu țara are importanța ei. Și ultimul gând legat de Evanghelia de astăzi e acesta. E adevărat că din motive obiective, Domnul Iisus Hristos, Sfânta Familie, a emigrat. Dar la vremea potrivită s-a întors din nou în Țara Sfântă și au locuit la Nazaret. Și plecând de la toate acestea, am zis că avem temeiuri să ne rugăm lui Dumnezeu ca măcar o parte dintre cei plecați să se întoarcă aici, în țara lor, țară de glorie, țară de dor. Vezi, zice că subiectul predicii mele n-a fost duhovnicesc, ba a fost duhovnicesc, pentru că ne stimulează plaiurile pe care ne-a chemat Dumnezeu la viață să ne și trăim viața religioasă. Acum cei mulți care au plecat, unii merg la biserică, este singurul loc unde se adună la oaltă și e singurul loc care le ține flacăra credinței aprinsă și flacăra dragostei față de țara de unde au plecat. Îndepărtarea de biserică, de tradiții, de tot ceea ce s-a întâmplat înaintea noastră, slăbește și credința pe care ne-au transmis-o înaintașii noștri și pe care noi o transmitem mai departe. Acesta este gândul pe care am vrut să vi-l comunic acum, când
am venit cu câteva zile întârziere la hramul bisericii dumneavoastră, biserică ocrotită de Maica Domnului. Biserică care își are hramul la soborul Maicii Domnului. Și o rugăm pe Maica Domnului ca pe Părintele Cotârlă și pe dumneavoastră, pe toți, să vă ocrotească și să vă dea sănătate și să ne dea sănătate ca să ajungem și clipa când această biserică minunată va fi terminată și când vom participa la sfințirea ei. Astăzi, fiind ultima zi a anului 2023, din tot sufletul îl rugăm pe Dumnezeu să vă țină sănătoși și să vă dea ani mulți și buni dumneavoastră și tuturor celor dragi. La mulți ani!